Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă arăt produsele mele de la Viva Natura și pot să spun că am o colecție, având în vedere că am foarte multe produse. Am profitat luna trecută de o ofertă pe care au avut-o pe site-ul Viva Natura, și anume 50% la toate produsele. În mod normal nu aș fi comandat, sincer să fiu, de pe site-ul lor, pentru că prețurile sunt la fel ca în Plafar, însă indiferent de valoarea comenzii, transportul este 15 lei. Dar pentru că a fost o ofertă atât de bună, am profitat de ea și am avut o reducere de 65 de lei, scăzând transportul, tot am economisit 50 de lei la niște produse pe care oricum mi le doream și vreau să le încerc, și mi se pare foarte ok oferta lor. Cu siguranță, dacă vor mai avea astfel de oferte, voi mai profita de ele pentru a-mi cumpăra produse bune, și fiți cu ochii pe Facebook, pentru că eu v-am anunțat și pe voi de această promoție și în general când găsesc eu o ofertă bună vă împărtășesc și vouă. Haideți să începem, pentru că am foarte multe produse și la unele chiar simt nevoia să vorbesc mai mult. Le iau în mod aleatoriu. Gena Dent Junior, pastă de dinți pentru copii cu argilă și căpșuni, atât de naturală încât se poate înghiți. Am încercat-o și eu, nu face spumă și dacă e o cantitate mai mare, poți să simți gura pungă, se năclește acolo, e o senzație neplăcută, dar dacă pui o picăturică, e chiar interesantă spălarea, chiar simți dinții foarte curați, și pentru mine este foarte important faptul că se poate înghiți, pentru că băiețelul meu n-a învățat încă să nu înghită pasta de dinți și este 98% naturală, cu siguranță un produs pe care îl recomand. Crema de corp cu ulei de portocale dulci și unt de shea, 97% substanțe naturale. Are 250 ml, este foarte mare, miroase fix ca o portocală atunci când o desfaci, și un miros foarte fres și foarte plăcut, o cremă hidratantă și foarte bună. Aici promite tot felul de lucruri, de la faptul că face pielea netedă și mătăsoasă, până la faptul că are acțiune de revigorare și lasă aspectul pielii sănătos și foarte atrăgător, că hrănește țesuturile și emoliază pielea, are gălbenele, trandafir, nalb. Este o cremă hidratantă, intră repede în piele, v-am zis, foarte plăcut inclusiv și la miros. Nu e o cremă pe care să o recomand tipurilor de piele foarte uscată. Mie mi se pare că e bună pentru perioada de vară, și pentru perioada de iarnă cu siguranță aș avea nevoie, chiar și eu care am o piele normală spre grasă uneori, am nevoie de o cremă mai hidratantă iarna, dar vara este foarte bună și chiar fresh, îmi place mult, mult, mult. Apoi, masca de față, și am două măști de față. Masca de față cu trandafir și argilă nu mai este o noutate pentru nimeni, însă ce am eu de precizat legat de ea, am început una pe care deja o aveam cu 100% ingrediente naturale și mi-am mai comandat una de pe site pentru că am fost atât de încântată, dar aceasta are 99,2% ingrediente naturale și m-am uitat la ingrediente, sunt destul de schimbate și de diferite, uleiul de măsline lipsește la aceasta, sunt foarte curioasă dacă se vede diferență la aplicare. În momentul în care voi mai avea foarte puțin din aceasta, o voi începe pe aceasta și vă voi face o prezentare pe blog cu diferențe și asemănări. Această mască îmi place foarte, foarte mult, și asta pentru că usucă coșurile, este pentru acne, usucă coșurile minunat și vindecă, și chiar simți diferența, tenul foarte curat, porii curați. Față de toate celelalte măști pe care le-am încercat, îmi place la aceasta faptul că trebuie masată în piele și rămâne un strat foarte subțire pe ten, care se usucă repede. E un produs pe care îl puteți aplica oricând. Eu, în perioada în care am probleme mari cu tenul, o folosesc zilnic. Varica Stan cu Hamamelis Castan, cremă de masaj pentru picioare 100% naturală. Acesta este un produs pe care nu-l recomand
pentru că în afară de efectul care e, să zicem, răcoritor, este o cremă lipicioasă, trebuie să te speli după, o cremă cu o consistență foarte ciudată și care miroase groaznic. Dacă ar avea rezultate, mai am foarte puțin din ea și chiar am folosit-o cu toate că miroase groaznic, dacă ar avea rezultate, măcar am zice că merită datorită rezultatelor, dar nu se văd rezultate asupra varicelor, nici măcar o picătură. Pentru împrospătarea, nu pentru împrospătarea, pentru răcorirea picioarelor obosite, cred că veți găsi alte variante care să nu miroase atât de urât, un produs care nu-mi place și pe care nu-l recomand. Apoi, cremă de machiantă fără lacrimi cu migdale și argint, 99% naturală. Să vă spun un pic despre ea. Este un produs care curăță delicat, fără să usuce, fiind tolerată de toate tipurile de ten. Are o acțiune blândă asupra pielii, nu irită, este hidratant și nu produce acel disconfort de usturime a ochilor. Și are un efect sau o acțiune antibacteriană și dezinfectantă datorită argintului coloidal. Mie îmi place foarte mult acest demachiant, l-am folosit și pe ochi ca să văd dacă mă ustură. Pe mine nu mă ustură, am auzit pe Cristina Militaru că o ustură ochii și lăcrimează. Eu n-am avut niciun fel de sensibilitate și în general am ochii destul de sensibili, nu știu. Dar mie chiar mi-a plăcut și nu mi se pare un produs gras, îl găsesc foarte bun chiar și pentru tipurile de ten grase combinate, înțelegeți voi, în partea asta spre tenuri uleioase. Chiar îmi place, se absorbe foarte repede, curăță bine și eficient machiajul și da, e un produs la care voi rămâne și pe care îl recomand din toată inima. Ce mai avem pe aici? Crema anticelulitică cu guarana și ceai verde, 97% substanțe naturale. Vă știți părerea mea despre creme anticelulitice și anume că nu fac mare lucru dacă te aștepți la minun de la un produs de genul acesta. Gândindu-mă că are foarte multe ingrediente naturale, m-am gândit că e mai eficientă decât alte creme. Să încep cu chestia asta. Spune aici că trebuie aplicată de 2 ori pe zi. Primele rezultate apar după aproximativ 21 de zile, dar un tratament normal este de 60 de zile și reduce semnificativ formele moderate de celulită. Cu alte cuvinte, nu te aștepta la cine știe ce, ar trebui să o folosești tot timpul și cu dietă și sport. Da, mă gândeam că e un produs miraculos, nu promite, deci măcar asta îmi place la ea. Nu am încercat-o încă, vreau să mă apuc de ea de luna viitoare. Are foarte multe chestii, arde iute, guarana, cofeină din cafea verde, iedere, ceai verde, care stimulează circulația, tonifică pielea și diminuează nodozitățile. Cred că față de o cremă anticelulitică care e plină de paraben și alte chestii, aceasta e o variantă care merită încercată dacă sunteți, i-ați declarat război celulitei, acest produs ar fi de preferat înaintea altor produse care, v-am zis, mai au și alte tâmpenii. Da, și eu o să o încerc. Mai am cremă de mâini cu jojoba și gălbenele. Am încercat-o doar o dată pentru că încă nu mi-am terminat crema de mâini. 97% natural. Îmi place cum miroase, îmi place că intră repede în piele și este hidratantă pentru mâini normale, nu cu piele foarte uscată. Chiar plăcută și are unt de shea, gălbenele, cu calitatea de a pătrunde foarte repede în piele și de a o face netedă și catifelată, având de asemenea și efecte antioxidante și revigorante, datorită argintului coloidal care dezinfectează și regenerează pielea, iar uleiul natural de portocale dulci conferă un parfum foarte plăcut și așa este. Un alt produs pe care sunt sigură că îl voi prefera în momentul în care îl voi folosi și mi se pare un preț bun și un produs nemaipomenit. Crema de față cu argint și aur coloidal pentru ten normal și sensibil, 98% natural. Deja v-am povestit despre această cremă în favorite și chiar este o cremă minunată la care nu voi mai renunța. Este datorită argintului coloidal o cremă dezinfectantă care ajută să nu creezi bacterii pe față și care ține totuși sub control lucrurile. Îmi place foarte mult că nu lasă peliculă uleioasă și îmi place cum se simte, cum miroase. Este o cremă
care pur și simplu schimbă aspectul pielii în momentul în care o aplici și la care tot așa nu voi renunța. Chiar îmi place mult, mult, mult și dacă n-ați încercat-o, vă recomand, inclusiv pentru tenurile grase, drept cremă hidratantă de seară, pentru că este o cremă hidratantă, dar foarte ușoară și, v-am zis, argintul coloidal ajută să țină sub control bacteriile și toate problemele pe care le au tenurile grase. Tot legat de tenuri grase, am să vă arăt crema antiacneică cu argilă activă și propolis, despre care v-am mai vorbit. Îmi place mult, 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 pentru că e de aplicat seara fiind cu argilă și chiar acționează, chiar văd diferența ziua. La început aplicam punctulețe pe coșuri, dar în timp am descoperit că uneori acest lucru poate fi problematic la un coș care este inflamat. Dacă am pus un pic mai mult, în momentul în care spălam, fiind uscat, pentru că eu lăsam toată noaptea acest produs, se lasă între o oră și șapte parcă, da, de multe ori rupeam vârful și pur și simplu fără să stor, fără nimic, iritam zona sau un coș care era pe uscate, degeaba se usca dacă eu îi făceam bubă și dădea sângele. Și atunci pe toată zona afectată, în general zona T și zona bărbiei, îmi aplic un strat foarte subțire de cremă și o las să acționeze toată noaptea. Dimineața se ia foarte ușor fiind un strat subțirel și chiar văd rezultate, că pielea este mult mai uscată și vindecată, fondul de ten se aplică mult mai bine. Da, chiar îmi place și este un produs pe care cu siguranță îl voi recumpăra și care rămâne în rutina mea. Apoi, aloe plant cu argint coloidal și ulei de tea tree, 100% natural. Mă așteptam să fie ceva gen unguentul meu cu aloe de la Jason, o chestie foarte hidratantă care calmează pielea. Este o cremă care usucă și este, a zice eu, specifică pentru coșuri. Îmi place să o folosesc în acea perioadă în care am o erupție groaznică și vreau să o usuc rapid, o folosesc pe post de cremă în acea zonă și chiar simți imediat cum usucă pielea și cum vindecă datorită produselor pe care le are argint coloidal, care v-am zis și mai devreme că este un dezinfectant antibacterial foarte bun, dar și uleiul de arbore de ceai, despre care v-am mai vorbit eu că e minunat pentru așa ceva, și mai are ulei de rozmarin și la sfârșit este ultimul ingredient, aloe vera. Singura chestie, nu știu sigur, dar parcă așa știu eu, că uleiul de rozmarin ar fi puțin irritant pentru ten. Câteodată, dacă am zone cu carne vie, ceea ce mi se mai întâmplă câteodată la acne, pe acele zone simt usturime și s-ar putea să fie din cauza acestui produs. Și un alt unguent pe care abia am început să-l folosesc și încă nu mi-am format o părere foarte, foarte bună, dar mătușa mea l-a încercat și pe și crema antiacneică, care se folosește seara, și aceasta care se folosește dimineața, și mi-a zis că îl preferă pe acesta, bitter gel, tinctură suedeză cu argint coloidal, tot așa 100% natural. Bitterul știți că are și alcool, dar și foarte multe ierburi care ajută la vindecare și dezinfectare și e minunat. Are o culoare un pic maronie, dar dacă freci bine să intre în piele, nu frecat la modul de pur și simplu tapotat ca să intre bine în piele, nu se mai vede și se folosește ziua. E un produs care ajută la acne și deocamdată nu pot să zic că mi-am făcut o părere foarte fixă despre acest produs. Până acum nu mi-a creat reacții, nu m-a deranjat, nu nimic, dar nu știu dacă, adică îl prefer mai mult pe acesta deocamdată și trebuie să-l mai folosesc. Cu siguranță veți afla în favorite și terminate și produse care m-au dezamăgit, dacă e cazul. Și am lăsat la sfârșit produsele pentru îngrijirea părului. Astăzi nu am părul coafat cu nimic, pur și simplu l-am lăsat natural, l-am spălat cu aceste produse și vreau să vă vorbesc despre ele.
Prima dată o să vă vorbesc despre o mască de păr pe care n-am încercat-o pentru că veți vedea, am alta pe care o folosesc în același sens. Este mască pentru întreținerea părului cu ginseng și argan, 96% substanțe naturale. Este un produs care se aplică înainte de spălarea pe cap și se masează, se lasă între 15 și 45 de minute, după care părul se spală. Având grijă ca în funcție de cât de repede se îngrașă părul, să o folosești mai rar, intervalul poate să fie 5-7 zile și promite să refacă și să fortifice firul de păr degradat și să hidrateze și să redea strălucire părului uscat și tern, însă este recomandat pentru toate tipurile de ten prin acțiunea sa profund hrănitoare și revitalizantă și de asemenea rare ori poate influența ușor culoarea părului vopsit. V-am zis, acest produs încă nu l-am folosit și tot așa veți afla în videourile mele dacă mi-a mers sau nu. Nu l-am folosit pentru că momentan folosesc un produs care se aplică tot înainte de spălarea cu șampon și e pe același principiu tot o mască, doar că aceasta este cremă de păr cu extracte naturale și petrol împotriva căderii părului, 96% naturală. Apropo, aceasta este o variantă mică, se găsește și în varianta mare de 250 ml. Dar am luat varianta de 75 ml să o încerc și apoi să vedem dacă mi-au o varianta mare. Acesta este o cremă care fortifică firul de păr și regenerează rădăcina, eficientă încă de la prima utilizare și tot așa se aplică între 15 și 45 de minute înainte de a-ți spăla părul și în funcție de cât de repede ți se îngrașă părul, poți să o folosești o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână. După obținerea rezultatelor, se recomandă întreținerea folosind produsul cremă pentru întreținerea părului cu ginseng și argan de la Viva Natura. Tot așa poate influența foarte puțin părul, culoarea părului vopsit. Îmi place foarte mult această cremă și e un produs care se masează în piele, nu se simte foarte gras și chiar am văzut rezultate la volum și la părul care pare mult mai sănătos și mult mai puternic și cu siguranță va rămâne un produs pe care vreau să continui să-l folosesc și cu partea de întreținere și așa mai departe. Apoi, un produs care m-a dezamăgit și care nu prea îmi place este șamponul pentru păr normal și gras cu lămâie și argan, 98,5% substanțe naturale. Au început să plouă, probabil ați auzit și sunete la un moment dat. Acest șampon este pentru părul gras și întărește rădăcinile și activează circulația capilară a scalpului, inclusiv hrănește structura firului de păr și înlătură sebumul, dar nu usucă părul, făcându-l strălucitor și plin de vigoare. Mamă, ce plouă afară! Așa, prima dată șamponul se aplică pe păr, pe toată lungimea capului, după care se clătește și abia apoi se aplică a doua oară și se masează, se lasă puțin timp să acționeze. Imediat ce am făcut acești pași, am observat că părul s-a năclăit și s-a încurcat groaznic. Mă gândeam că o să trebuiască să-mi rup jumătate din firele de păr din cap ca să pot să-mi descurc părul. Și am fost tare dezamăgită, l-am folosit cam de 4-5 ori, dar abia acum pot să zic că am reușit să îmi las rădăcinile fără să mai aplic balsam, pentru că prima dată a trebuit să aplic balsam pe tot părul și părul mi s-a îngrășat a doua zi, era groaznic. Nu știu, e natural și e mai greu de lucrat cu el, e un produs pe care nu știu dacă abia după ce îl voi termina voi putea să vă spun clar dacă mă decis să-l mai cumpăr sau nu. Momentan nu-mi place și nu este acel gen de șampon care să îți facă părul minunat. Într-adevăr, părul arată bine și se simte bine după ce termin toate tratamentele, adică ți-a prins și balsamul, dar este un produs foarte greu de lucrat și nu știu, părul meu nu-l agrează tot mai bine. Din acest motiv, chiar și acum, după mai multe spălări, după mai multe utilizări, încă simt acel efect de năclăit, de păr foarte, foarte uscat și agresat.
Dar îmi vine în ajutor următorul produs de care sunt foarte încântată, balsam de păr cu aloie și tătăneasă, 97% substanțe naturale. V-am zis că prima dată l-am aplicat chiar pe întreg părul pentru că simțeam nevoia și imediat a descurcat părul, imediat părul a fost mătăsos. Îmi place că părul, după ce îl curăț, nu se simte foarte hidratant, așa și ca și când ar mai rămâne în el, cum rămâne la balsamurile care au silicon. La acesta scârție părul de curățenie și da, e un produs care îmi place mult, mult, mult. Wow, ce plouă! Am mai zis, da, chiar plouă groaznic, plouă cu găleata. Balsamul de păr cu aloie și tătăneasă are un efect nutritiv care amplifică efectul benefic al șamponului. Părul devine ușor de pieptănat, mătăsos, plin de viață, cu volum și strălucire. Ia-ți adio de la părul uscat, rebel și tern. Reface echilibrul optim de hidratare și are un efect antistatic. Da, chiar face lucrurile astea și îmi place mult de tot. Se lasă pe părul umed 2-3 minute și se îndepărtează cu apă călduță. E un produs care îmi place mult, mult, mult și chiar face tot ceea ce promite, plus că este cu 97% ingrediente naturale și cu siguranță îl veți vedea prin favorite și prin rutina de îngrijire a părului și așa mai departe, pentru că îmi place mult, mult, mult. Are 250 de ml. Dacă sunteți curioase de prețuri, o să vă las linkul celor de la Viva Natura să intrați să vedeți prețurile. Dacă vă mai spuneam și prețurile, cred că dura și mai mult videoclipul acesta. Sper că ați avut răbdare să vizionați până la sfârșit acest videoclip și că v-a fost util. Vă pup și ne vedem în curând. Pa, pa!